Și veghează bine peste un oraș frumos, agitat, viu, mai ales în perioada sărbătorilor. Dacă nici în Maramu nu sunt tradiții de pus la suflet, atunci unde? Mereu în mustaș la Azu Party au venit oameni mișto care știu să facă party, să se distreze. Și când mai ai la party-ul tău niște party starters beton, that's the deal! Sorine, bine te-am găsit! Bine ați revenit la Baia Mare! Că ți-ai murit familia, aveai Millennium, aveai mustașul și acum ți-ai tras copil nou. Da, mai aveam și Millennium Chocolate. Într-adevăr, am reușit să finalizez o investiție care durează de câțiva ani. Poți, mai ai bani, mai trăiești? Mă, bani nu prea mai am, dar vreau să cred că o să reușesc prin noua locație să fac suficient bani încât să supraviețuiesc. Ce te întreb, pentru că arată într-un mare fel locul ăsta, pentru că arată ca un loc care nu-i făcut la ciupeală, cum zice românul. Sunt bani mulți investiți sau dacă nu sunt bani puțin, dar cu foarte mult cap? Nu vreau să intru neapărat în amănuntele astea de bani, de partea de financiară. Vreau să cred că ce am reușit să facem aici, ceva ce n-a mai fost făcut până acum în Baia Mare, să readucem istoria într-un oraș în care are istoria lui, da? Eram astăzi la hotelul unde ne-ați cazat și chiar vorbeau oamenii de acolo despre... Am prins o masă lângă noi, care zicea, să zicem la berăria nouă acolo la tur, și reacțiile au fost foarte bune. Am auzit că se vorbește în oraș, se zvonește despre nebunia asta frumoasă pe care ai făcut-o. Da, am reușit ceva inedit. Nu am făcut deloc reclamă locației, am aruncat doar un zvon în piață că se va deschide ceva nou și se pare că a prins mult mai bine dacă aș fi băgat o căruță de bani în reclamă. Povestea care e? Că ai zis tu că este o clădire veche pe care ați preluat-o, ați îmbrăcat-o în tenta în care trebuie îmbrăcată și nu stânga, nu dreapta. Care e povestea cu locul ăsta frumos pe care l-ai făcut? Locul ăsta frumos este a unei familii de conți, cei care au reușit să financeze la momentul, în secolul 15, secolul 16. Noi nu am făcut altceva decât să reînviem puțin istoria, da? Am reușit într-un final să readucem piața, avem o piață cetății în Baia Mare, superbă de altfel, renovată de curând. Am reușit să readucem în locația actuală imaginea pieții cetății a orașului. E foarte frumos. Un mesaj pentru oamenii care poate n-au venit înspre la tur, un mesaj pentru oamenii care sunt din Baia Mare și care ar putea să vină. Dă-le un argument pe care eu l-am văzut, de care eu m-am convins. Dă-le și tu un argument să vină încoace. Mai mult decât o locație de vis, într-o zonă excepțională, nu pot să spun. Aș putea spune că este un fel de kilometru zero? Este kilometru zero al orașului. Ele, Sorin, e un om extraordinar, bine, nu ar fi prima dată când am spus că ține foarte mult la omul ăsta. Dar după ce a construit acum, și știu că te chinui încă din vară, dacă nu așa. Mă chinui din august, da. La ce a reușit să facă și la cum a reușit să facă, jos pălăria, sau vorba lui, jos mustața. Trust me, we can be special tonight, special tonight. Where do we go from
souvenirile noastre în mustaș, locul în care am făcut atâtea party-uri bune, ne plac foarte tare. Adi Mihăilă The Hitman l-a luat cu el de rep din nou pe fratele Lucian Bărbulescu. E iar de consemn. Mai ales că e noaptea dintre ani, trebuia să iasă bine. Și o spunem răspicat. Da, revelionul în mustaș a ieșit beton. Aștepta momentul. Pregătiseră șampaniile, erau cu prietenii lângă ei, vocile erau gata, zâmbetele largi, emoțiile cât casa și gata. 3, 2, 1, la mulți ani 2018! Și domnilor, la mulți ani! La mulți ani! Să ne trăiești, Luciane! Ne retrăim tinerețea cu 3 sud-est la scenă aici. 3 sud-est, băieții sunt pe scenă în spatele camerei și cântă bine, cântă frumos. Ne aducem aminte de copilărie, de niște piese de alea pe care am dansat, pe care am rupt persane, pe care le punem și noi aici în club de foarte multe ori dimineața când e momentul de retro. Dimineața când după multă apă plată suntem ok. E an nou, s-a lăsat cu cupături multe, s-a lăsat cu urări multe, s-a lăsat cu artificii, cu niște cadre foarte frumoase pe care ni le dorim aproape la fiecare petrecere. Știi și tu ce am auzit că mai nou iubita ta a zis de Revelion pe Instagram-ul meu? Că îți dorești copii de la ea, a fost așa la simulare sau? A fost ceva spontan. Dar rămâne înregistrarea, știi, nu? Păi da, dar știi că am dat la un dat cadre de la petrecerea mea de 30 de ani. Așa. Face omul 30 de ani, nu trebuie să facă și copii. Îți pare normal. Asta e adevărat. Înseamnă că sunt 2 ani în urmă, adică. Facem zupar din seara asta mustaș și este locul ales de noi pentru trecerea între ani 2017-2018. Tot promovam noi că este practic ultima petrecere din 2017 și prima din 2018. Uite că facem. Cum să o facem în altă parte decât aici, îți dai seama. De câte ori am venit la Baia Mare și cât de bine ne primesc oamenii ăștia aici. Îți dai seama că n-aveam cum să o facem în altă parte. Era... Da. Și pe lângă asta, cred că începem anul ăsta bine pentru că este luni astăzi. Este luni, prima zi din 2018 și nu are cum să nu iasă bine. Deci, de luni așa, ficatul nostru vineri o să zică, bă, gata, s-a terminat, lăsați-l. Adi Mihăilă de Hitman, Lucian Bărbulescu, facem lată în seara asta 2018. Să trebuie să fiți sănătoși și să ne vedem la party-urile voastre. Hai înăuntru! Hey, you made me a believer.
has turned your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... praznic peste Baia Mare, dar nu a mai contat. Chiar la un moment dat ieșiserăm din club să ne răcorim, încinsă rău treaba la partiul ăsta de rev. What are we supposed to do after all that we've been through, when everything that felt so right is wrong, now that the love is gone, there is nothing left to prove, now it's to deny this simple truth. N-are cum să nu iasă bine când ai oamenii dragi lângă tine. Rai, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani tuturor! Foarte tare seara asta, Mustaș, suntem pe final. Mulțumim mult pentru partiul ăsta, Baia Mare, demențial, din momentul de la miezul nopții până la aproape 4:30 dimineața. Veniți în Mustaș, este foarte tare, motiv pentru care am și ales locul ăsta. Pa, pupat, pa, pa, pa! Petrecerea asta, am făcut și trecerea dintre ani, a fost, bă, bine, bine, rău de tot. Mulțumim Baia Mare, mulțumim Mustaș, a intrat la pupitru prietenul nostru, Ray,
un DJ foarte, foarte tare de aici din Baia Mare. Căutați-l, e tare. Sunt Lucian Bărâlescu, ăsta e Two Party Romanian Tour. Am făcut anul nou împreună. Gata, hai, pa! Început 2018 bine. Adi Mihăilă de Hitman și Lucian Bărbulescu primesc nota 10 din nou. Bravo, băieți! Acum hai acasă să nu rămâneți înzăpeziți pe acolo. Va începe în curând sezon nou la radio, sezon nou de party-uri, sezon nou în care cumva ne întâlnim. Sunt Raluca Benavides. Până ne întâlnim la radio, să petreceți frumos și în 2018.